Iată, suntem tot pe data de 24 august și dacă v-am prezentat o matcă neagră cu super roiu, cum îmi place mie să zic, dar e o colonie formată anul acesta, am zis haideți să vă arăt și o colonie cu matcă roșie, care tot e un super roi și el, și să comparăm un pic diferențele între o matcă de miere și una de carne, cum se spune în termen apicol. Ce trebuie să menționez este că sunt disponibile la vânzare din primăvară până în 20 de colonii. Prețurile vom stabili individual cu cine dorește să le achiziționeze și ce mai trebuie să precizez este că veți primi măci tinere de anul acesta și colonii bine dezvoltate. Da, să trecem la treabă. Ca să înțelegeți care o să fie configurația, este că chiar dacă el se va afla pe 6 rame, pe 7 rame, veți primi și ramele cu miere aferente, ca să puteți să le dezvoltați în primăvară. Deci, cum este acum colonia aceasta, așa o să o primiți. Da, ia să vedem cum arată acest super roi. Deci super roiul ăsta nu l-am mai deschis de vreo 2 luni. El a fost format în luna lui iunie. În luna lui iunie, la sfârșitul lui mai. Și ca să se dezvolte foarte bine, așa cum o să-l vedeți, a fost ajutat cu puiet căpăcit de la nucleele temporare. E bine să lucrați cu nuclee temporare, fiindcă acele nuclee vă vor ajuta să dezvoltați un roi micuț într-o colonie tânără, care 95% posibil să treacă peste iarnă. Tot timpul există riscul să pierdeți albinele iarna, deci motivele sunt multe. De la o simplă greșeală de a lăsa albina fără mâncare pe intervale sau să aibă o anumită cantitate de păduri. Deci, consider că, ca să fim sinceri, 95% va trece de iarnă. Iar acesta va fi și el, din privința mea, el va trece de iarnă fără nicio problemă. Dar după ce pierzi colonii, îți dai seama că se poate întâmpla orice. Ia să începem cu prima ramă acestei colonii tinere, măci roșii. Am luat măsuri de precauție pentru furtișac, fiindcă el există. Riscul pentru furtișac există tot timpul în această perioadă. Un pic de miere scăpat, o ramă pe aici colo uitată și gata. Am declanșat bomba. În acel moment te oprești și nu mai faci nimic. Iată, o ramă mărginașă. Pe această parte are un pic de miere. Această parte e goală, fiind lângă perete, o lasă goală. Trage mierea spre cuib. Dar nu vom interveni noi să stricăm acest rând. Cum și l-a făcut el, nu mai stricăm acum nimic. Nu mai mutăm rame de colo-colo, lăsăm exact cum și l-a format. Să începem să vedem cum arată la această oră, pe data de 24 august, că peste o lună va arăta un pic mai diferit. Iată, are mâncarea și păstura asigurată pentru a trece de iar, deci hrana o are asigurată. Cel mai probabil aceasta va fi o ramă de rezervă. Așa. Trecem mai departe.
Albina este destul de liniștită, nu, acum nu este rea, da? Undeva după masă, dacă le deranjezi un pic mai tare, vor fi un pic mai agitate. Depinde și ce le faci. Iată o ramă, deja puietul e prezent pe a treia ramă, înglobată de păstură foarte frumos, fiind prima ramă cu puiet, coroniță de 4-5 degete, deci până în aprilie, și cel care va cumpăra această colonie va avea această miere în stup, deci anul viitor, în iunie, va mânca în albina din această miere. Foarte, foarte frumos! Așa, trecem mai departe. Aș vrea să vedem și mătcuța, dacă o găsim. Nu marchez mărcile, cu toate că pot să le marchez foarte ușor, dar de cam cunosc așa. Deja am văzut-o, deci nu e nevoie să o marchez. Cum ridic rama, cum o văd. Este aici, ușor, o matcă roșie. Asta este o matcă roșie. Se află pe o ramă unde, iată aici este, ea se mișcă aici. Se mișcă foarte bine, e tânără, ouă foarte bine, așteaptă să iasă, să eclozeze albina și ea vine și depune din nou ou. Avem grijă să fim precauți. În mod normal, nu este nevoie să umblăm la aceste colonii, dar acum am zis să vă prezint, fiindcă suntem la sfârșitul august și e bine să faceți o comparație așa între colonii. Eu asta fac. Văd una neagră, văd una roșie și pentru anul viitor cam știu ce să fac. În fiecare an îți faci un plan așa de rezervă pentru anul următor. Dacă ajungem acolo, nu se știe. Iată, și aici avem puiet. Și în partea asta albina se va strânge jos, nu stă albina pe miere. Ea se duce pe puiet în jos. Va fi o, la ce văd eu aici, va fi o iernare pe între 5 și 6 rame, cam așa o să fie. Între 5 și 6 rame, bine strâns. O să găuresc ramele, vă zic de acum. Și pentru iernare, pentru formarea iernării a cuiburilor, există două tipuri de așezare a ramelor sau a cuibului. Iată, și aici avem puiet și aici avem larve. E bine pentru această perioadă. Mai câștigăm ceva albină tânără care se va duce până încolo. În aprilie va muri. Deci vreau să vă spun că există două tipuri de așezare a cuibului pe timpul iernii. La pregătirea pentru iernă, în aceste lăzi. Există împachetare bilaterală sau unilaterală la coloniile mai puternice. Dar dacă ai posibilitatea să le faci și la alea puternice bilateral, e foarte bine. Înseamnă că punem material izolator și aici și aici. La unilateral punem doar într-o parte. Bun. Mergem mai departe. Ia să vedem. Pe aici avem larvar mult. Foarte, foarte mult larval. Acum începe să căpăcească aici. Ea începe așa pe mijloc. Aici nu e chiar mijloc, că se duce cuibul într-o parte, da? După aia, în rest, plin de larve. Și chiar în margine, ou. Această colonie probabil va mai avea puiet și pe 20 octombrie.
că 20 octombrie va avea puiet. Nici nu știi dacă e bine sau e rău. Dacă ai mulți păduchi e rău, dacă ai mai puțin e bine. Acum depinde cum se prezintă colonia respectivă. Dacă ai mulți păduchi și nu ai puiet, faci repede un tratament acolo, eficient. Dacă ai mult puiet, poți să freci la tratamente de acum până în octombrie în continuu. Iată, altă ramă cu puiet frumos. Și miere, coroane foarte frumoase. Acum, albinii fac miere, toate fac miere. Important e să aibă de unde. Și diferența dintre gene, adică să zic că ăsta e Buckfast, roșie. Eu zic roșie, nu știu dacă e Buckfast, dar probabil. Și cea de miere este cantitatea de miere adunată. Deci aș putea să scot la ora actuală între 2 și 3 rame cu miere, iar cuibul va rămâne pentru iernat. Dar ce aș face în primăvară? Ar trebui să vin cu turte energetice, să le dau turte, când eu de fapt am mierea asta pe care o pot folosi pentru dezvoltare. O ramă din aia de 3 kg de miere în luna martie, albinele cresc foarte ușor și noi venim doar cu un sirop simplu pentru a-i asigura apa. Iată, aici avem deja nectar. Probabil miere, fiindcă ea nu căpăcește în totalitate toată mierea, fiindcă atunci ce ar mai mânca. Încă mai are puiet mult, mai iese, mai trebuie să mănânce și el. Și dacă nu are miere necăpăcită, va suferi un pic de foame din cauza că nu se apucă imediat să roadă la mierea care este căpăcită. Și atunci veți găsi așa miere necăpăcită și după, și în octombrie o să aibă un deget, două de miere necăpăcită pe care o are tot timpul la dispoziție. În nopțile reci mierea trebuie să fie caldă. Albina nu consumă mierea rece. Cuibul încălzește mierea și de acolo consumă. Iată, acestea trei rame deja sunt în plus, dar la fel avem miere necăpăcită. Deci aceste trei rame sunt în plus cum ar veni, dar nu vom deranja cuibul la această dată. Nici n-am posibilitate să scot ramele. Încă nu merită să riscați să scoateți ramele afară, depinde cum doriți. Eu nu, după câțiva ani de ce am văzut, nu cred că mai merită să le scot foarte repede. Iată altă ramă bună cu mâncare, la dispoziția ei. Bun, cam așa arată colonia, are mâncare, puiet, matcă roșie, e un pic mai mic față de matca neagră, dar probabil a primit mai puțin puiet, mai puțin puiet căpăcit ca ajutor. Fiindcă dacă nu primesc ajutor, mai mult de 5-6 rame n-ar fi fost. Vreo 3 rame de puiet, da, și ceva mâncare dacă ar fi avut. E posibil ca să nu fi avut mâncare sau depinde ce cum i-ar fi configurația. N-ar fi ideal în acest moment să încep să-i dau acum sirop de zahăr pentru a-și face rezerve de hrană. Eu aș proceda altfel. Dacă acum n-ar avea mâncare, aș începe din decembrie să dau turtă energetică, da? Nu orice fel de turtă. Fără a avea vreun fel de amestec cu reclamă,
Apifonda este rana care poate să-ți ducă colonia sănătoasă din decembrie până în primăvară. Deci dacă îi pui apifonda deasupra, poate să-ți ducă colonia să treci peste iarnă fără nicio problemă. Acest lucru am văzut acum câțiva ani la un apicultor mare care rămăsese cu ramele uscate, deci nu mai avea miere deloc. Și cu ajutorul apifondei l-am urmărit și a trecut foarte frumos de iarnă. Bun. În această colonie mai venim în luna octombrie pentru a-i forma cuibul de iernat, pentru a veni cu tratamentul chimic și cam atât. Să vină primăvara. Între timp eu mai dau uleiurile esențiale, le voi da până în momentul în care le ia acel sirop. Și până văd că are puiet larvar, o să-l ia. În momentul în care o să dispară puietul larvar, o să mai ia, dar are mai puțină nevoie de acel sirop. Știi că nu mai are nevoie de atâta apă. Bun. Cam atâta și la această colonie cu matcă roșie. Ea, anul viitor, ar fi adică s-ar dezvolta foarte bine. Un alt aspect important este că la aceste colonii varoa e mai prezentă la mărcile roșii din cauza că au puiet mai mult. Varoa e mai prezentă ca la cele negre. Acesta fiind un aspect de luat în considerare, dacă vreți să țineți cont de acest lucru. Îi trebuie probabil mai multă atenție, un tratament mai bun, sau mai lung, sau mai des, și atunci cam asta ar fi una dintre inconveniente la aceste mătcuțe. Bine, până data viitoare, numai bine!